Pentru chipurile lor ce nu vor fi uitate Pentru cei ce au suflete desfigurate Pentru cei ce până ieri erau mama și tata Dar azi privesc în gol o cruce și tata Pentru că nu vreau să aud din nou de artificii De oameni ce vorbesc de hală și vicii pentru suflete de îngeri Fără nume care au intrat în flăcar Fără să-i gândi la sume Pentru cei ce cred și le pasă Asistente, doctori ce-au fugit ca arși de acasă Pentru cei ce au salvat plângând și vor mai plânge Toți ce au plătit o greșeală cu sânge Salutare lume și bine v-am găsit la un nou videoclip pe Cosmin Today. Eu sunt Cosmin iar în acest videoclip vom aborda un subiect foarte sensibil, așa cum probabil v-ați dat seama din titlu și din introducere. Un subiect serios, dar care trebuie discutat pentru că este foarte important să ne dăm seama ce ar trebui să facem mai departe și ce am avea de învățat din tragedia care s-a întâmplat vineri seara în colectiv. Vreau să menționez înainte de toate că or să fie foarte multe pauze, pentru că, deși au trecut câteva zile de la tragedie, încă, încă nu-mi revin. Nu-mi revin nu pentru că au murit neapărat atâția oameni nevinovați. Nu-mi revin pentru că sunt un pic egoist și mă gândesc că aș fi putut fi în locul lor, aș fi putut fi acolo în acel moment. S-ar fi putut întâmpla oricui, în orice zi, în orice club din București, din țară. S-ar fi putut întâmpla pentru că cineva permite aceste lucruri. Pentru că cei în mâna cărora noi ne lăsăm viața în momentul în care intrăm în acel club sunt interesați numai de bani și de profit și nu se gândesc la siguranța noastră. Și noi, de asemenea, nu ne gândim că am putea fi în pericol în momentul în care intrăm într-o încăpere ca să ne simțim bine, ca să ne distrăm, ca să ne întâlnim cu prietenii. Nu ne-am dat seama până astăzi sau până vineri că oriunde ne-am duce cu prietenii ca să ne simțim bine, ca să vorbim, ca să comunicăm, oriunde am merge putem să pățim ceva care să nu fie din vina noastră. Cum s-a întâmplat vineri seara în colectiv, acele suflete au murit nu din cauza lor, nu din cauza că s-a cântat o anumită muzică în acel club, nu din cauza că Dumnezeu a vrut ca acei oameni care ascultau acea muzică în ghilimele satanică, cum spun unii, ar fi vrut să moară. Nu cred în chestia asta, pot să zic că sunt credincios și cred că Dumnezeu nu vrea ca nimeni să moară doar pentru că ascultă un anumit gen de muzică. Nu cred de asemenea că Dumnezeu a vrut ca acei oameni să rămână marcați pe viață. Cei care au supraviețuit au rămas marcați pe viață, Trebuie să, să se cațere peste cadavrele prietenilor, peste cadavrele, cadavrele unor oameni necunoscuți doar ca să se salveze. Cred că toată această tragedie se datorează incompetenței, corupției și nepăsării celor care ne conduc sau celor pe care noi i-am pus, mai mult sau mai puțin, în poziții de conducere în această țară. Și cred că cel mai bine -ă, face un rezumat la tot ce am spus până acum. O pancardă care a apărut uh, ieri prin piața universității și anume corupția ucide. Noi ne lăsăm viața practic în mâinile unor oameni care se gândesc mai nede ne toate la profit, la cum să le fie lor bine, cum să scoate ei cât mai mulți bani și cum să cheltuie ei cât mai puțin bani, astfel încât uh, ei să aibă buzunarele pline și noi să, să venim în număr cât mai mare. Din toată treaba asta, din toată tragedia asta, ar trebui să învățăm un lucru. Ar trebui să învățăm mai multe lucruri. În primul rând, că nimeni nu se gândește mai mult decât ar trebui să ne gândim noi la sănătatea noastră și ar trebui să ne dăm seama că cei din, cei din funcțiile de conducere care ar trebui să ne asigure nou un mediu sigur de a munci, de a ne distra, de a trăi, cei pe care, care sunt acum în funcție de conducere sunt datorită nouă. Și așa cum noi i-am pus în funcții de conducere, la fel de bine putem noi să-i dăm jos și să ne alegem conducătorii, să ne alegem conducători oameni care știu că cel mai important pe lumea asta este ca oamenii să fie sănătoși, să fie siguri, să fie în siguranță. Și să nu fie nedreptățiți. Asta vorbind de bani, vorbind de sănătate, vorbind de siguranță, vorbind de orice. Nimeni nu-i mai presus decât noi. Toată lumea este egală. Doar pentru că ai o funcție de conducere, asta nu te face mai mare sau mai important decât celălalt. Dacă ai o funcție de conducere, asta nu, nu înseamnă neapărat, nu înseamnă deloc că meriți o coloană oficială, de exemplu. Asta, dacă ești într-o funcție de conducere, nu înseamnă că tu nu trebuie să stai la semafoare doar pentru că trebuie să ajungi undeva mai repede. Nu înseamnă că diminețile trebuie să blochezi zeci de intersecții doar pentru ca să treci tu să ajungi într-un loc în care, dacă ai plecat cu jumătate de oră mai devreme, ai ajunge la aceeași oră fără coloană oficială. Și nu ai bloca intersecții și toată lumea ar ajunge la muncă la timp. Trebuie să ne dăm seama că Vinovații pentru ceea ce s-a întâmplat în weekend sunt mai mulți, plecând de la patronul clubului până la cei care au aprobat ca acel club să funcționeze, la cei care au acceptat mită, bani, șpagă, plicul, cum eu îmi spune, cei care au acceptat bani ca să treacă cu vedere anumite norme de securitate și de siguranță. A, pe care acel club trebuia să le îndeplinească. Și că acel club sunt foarte multe în România. Vă spun, nu e unul singur, nu sunt două, nu sunt cazuri singulare, sunt foarte multe. Sunt foarte multe cluburi care, deși au o capacitate maximă de până la 100 de persoane, înghesuie sute de persoane. Sute de persoane care... Doamne ferește la o tragedie de genul ăsta sau ce spunem cu tremuri, incendii oricum, pot să moară. Pot să moară pentru câteva milioane în plus în buzunarele anumitor oameni. Practic noi viețile noastre sunt valorează câteva milioane în plus în buzunarele anumitor oameni. Și asta nu trebuie să acceptăm. Nu putem să acceptăm și nu trebuie să acceptăm. Vocea și ceea ce noi gândim contează. Putem să ne alegem oamenii pe care noi Vrem să-i punem în funcție de conducere. Trebuie ca cei care ne conduc să se gândească în primul rând la binele nostru, iar mai apoi la binele lor. Pentru că, în momentul în care ajungi o, într-o funcție de conducere, ai viețile a milioane de oameni în mâinile tale. Și nu vorbesc numai de medici, care, după părerea mea, au făcut o treabă extraordinară și toți cei care îi făceau șpăgari și nedem de statutul pe care l-au după ce s-a întâmplat în weekend și după ce se întâmplă în continuare ar trebui să-și reevalueze modul de a gândi. În final, pentru că nu vreau să mă lungesc prea mult neavând un flux clar și continuu de idei în minte și fiind destul de perturbat de ceea ce se întâmplă, vă chem pe voi, cei care vreți o schimbare, cei care sunteți conștienți că ce se întâmplă în România în momentul de față nu este normal, cei care vă dați seama că nu sunteți în siguranță în România, cei care vreți o schimbare, vă chem uh, să vă spuneți părerea, să vă spuneți oful și să schimbați ceva. Nu să stați în fața unui calculator, în fața unui monitor și să aprobați sau să dați share fotografiilor cel, uh, făcute în piața Universității, de exemplu. Zic de București. Practic, vă invi la protest. Vă invit să vă luați țara înapoi. Că numai noi putem să readucem țara asta pe făgașul corect. Numai noi putem să facem din țara asta o țară frumoasă, așa cum sunt oamenii ei. Nu toți, dar majoritatea oamenilor sunt oameni buni, oameni frumoși, oameni cu bun simț. Acei oameni ar trebui să fie în funcțiile de conducere. Peste tot. Oamenii care și-ar da fiecare minut din viața lor pentru aproapele său. Dacă voi gândiți altfel, vă aștept în comentarii să-mi spuneți părerea voastră. Și cei care gândesc la fel ca mine, n-are rost să spunem să dați un like sau un coment. Vă aștept în piața universității. Vă aștept la protest, vă aștept să, să facem împreună, să, să schimbăm împreună țara asta. Și cu asta închei, vă las cum, cu un fragment dintr-o melodie. Al cărui link îl găsiți în descriere. Este melodia care mie mi-a stârnit cele mai mari emoții în ultimele zile. Eu sunt Cosmin, până la un nou videoclip, rămâne sănătoși în siguranță. Luați -vă țara înapoi. Nu pentru un club, o clădire, o instituție, ci pentru milioane aflate în prag de revoluție. Și nu pentru toți medicii ce așteaptă numai mite, ci pentru toți cei care în nopțile nedormite banii ne-au contat. Și au fost atâția tineri care și-au dat examenul la medicină vineri, pentru cei ce au plătit un cu viața din cauza unor agare N-au inim, ci au gheață Pentru visători ce-au murit pe scenă Și cei cărora muzica le curgea prin venă Pentru cei eroi ce nu s-au mai gândit la viață Pentru cei curând pe corp, suflete și față